copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei! Pot să aleg! Textul de memorat îl găsim în Deuteronomul, capitolul 27, cu versetul 10. Să asculți de glasul Domnului Dumnezeului tău. Dar înainte să ascultăm povestioarea noastră, haideți împreună mânuțele și să ne rugăm. Dragă Iisus, îți mulțumim pentru Biblie. Te rugăm, ajută-ne să învățăm mai mult despre tine în fiecare zi. Te iubim, Iisus. Amin. Cu foarte mult timp în urmă, înainte ca Iisus să fi făcut minunata noastră lume, El a făcut un alt loc frumos. Știți cum se numește acesta? Cer. Îngerii locuiau în cer împreună cu Iisus. El i-a făcut și pe îngeri. Iisus a făcut mulți, mulți îngeri. Cerul era un loc foarte fericit. Toți erau buni și amabili unii cu alții, până când ceva trist s-a întâmplat. Unul dintre îngeri, pe nume Lucifer, a început să spună minciuni despre Iisus. Unii îngeri au crezut acele minciuni și chiar le-au spus mai departe altor îngeri. În curând, cerul nu a mai fost un loc fericit. Iisus i-a cerut lui Lucifer să înceteze cu minciunile, dar acesta nu s-a oprit. De aceea, în cele din urmă, Lucifer a trebuit să părăsească cerul. El și îngerii lui nu mai puteau locui acolo. Încălcaseră regulile. Apoi, Lucifer a primit un nume nou, Satana. Satana s-a umplut de mânie când a trebuit să părăsească cerul. El provocase multă tulburare acolo. Acum, el își dorea să strice lucrurile și în lumea cea nouă pe care o făcuse Iisus. Iisus le-a spus lui Adam și Evei despre Satana. El i-a avertizat că acesta voia să-i câștige de partea sa și să-i abată de la ascultarea de Iisus. Fiți atenți, le-a spus Iisus lui Adam și Evei. Iisus îi iubea pe Adam și pe Eva. El le-a dat multe lucruri minunate. Le-a pus la dispoziție toți pomii din grădină ca să mănânce din ei, cu excepția unuia. Haideți să citim Geneza, capitolul 2, cu versetul 16 și 17, să aflăm. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Adam și Eva îl iubeau pe Iisus. Ei voiau să asculte de el, nu voiau să moară. Dar într-o zi, Eva a făcut o mare greșeală. Fără să-și dea seama, ea s-a trezit lângă acel pom special pe care Iisus le spusese să nu se apropie. Deodată a auzit un glas. Nu era glasul lui Adam, nici glasul lui Iisus. Ea nu știa al cui era glasul. Eva ar fi trebuit să fugă de acolo chiar în clipa în care a auzit glasul ciudat, dar nu a făcut-o. Ea s-a oprit să asculte. Un șarpe foarte drăguț, era cel care îi vorbea. Eva nu mai vorbise niciodată până atunci cu un șarpe. Ea nu știa, dar Satana era cel care se folosea de un șarpe ca să-i vorbească. Nu veți muri dacă veți mânca din fructul pomului, a mințit Satana. El a rupt din pom un fruct și îl a întins Evei să muște din el. Eva a luat fructul în mâna ei, apoi a mușcat din el. Era foarte gustos. A alergat să-i spună și lui Adam. I-a dat și lui să mănânce din fruct. Adam a știut imediat că Eva făcuse ceva rău. Știa că ea avea să moară, dar o iubea atât de mult, încât a decis să moară împreună cu ea. Adam a luat fructul și a mușcat din el. Făcând astfel, el a dat dovadă de neascultare față de Iisus. La început, Adam și Eva au crezut că aveau să fie mai fericiți, dar în curând și-au dat seama că nu erau deloc fericiți. Noi suntem fericiți când suntem neascultători? Nu. Iisus ne-a lăsat pe Adam și pe Eva să aleagă, așa cum ne lasă și pe noi să alegem. Noi putem să ascultăm de Iisus sau putem să ascultăm de Satana. Decizia este a noastră. Iisus vrea să fim fericiți.
mămica ta și tăticul tău vrea să fiți fericit. Regulile pe care ni le-a dat Isus sunt bune. Dacă ascultăm de ele, vom fi niște oameni fericiți. Vrei să înveți să fii fericit? Ascultând, haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm. Îți mulțumesc, Isuse, pentru că ne ajut să alegem să ascultăm întotdeauna. Te iubim. Amin. Colțul părinților. Părinți, învățați-vă copiii să facă ce le spuneți și, din mâhnirea pe care o trăiți atunci când ei vă nesocotesc dorințele, învățați cât de mâhnit și de dezamăgit este Isus atunci când voi nu ascultați de El. Efortul de a vă crește copiii, așa cum este bine, vă va învăța multe lecții prețioase cu privire la datoria voastră de a asculta de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!